Bun găsit la o ediție incendiară în care o să vedem lucruri incredibile despre felul în care sunt cheltuite sume importante de bani pentru a satisface pretențiile clientelei de partid. Trecem repede în revistă niște firme anonime care au un palmares, mii de contracte cu statul, iar apoi aruncăm o privire spre cele mai interesante achiziții pe care urmează să le facă instituțiile publice din România. Vom vedea cum cumpără șefii pușcăriilor din țară 8.000 de licențe de soft pentru 3.700 de computere. Aflăm care sunt caracteristicile camerelor video pe care armata vrea să le cumpere pentru vapoarele militare și descoperim un speaker motivațional metamorfozat în bugetar de top care este pe cale să facă o afacere de 10 milioane de euro. Rămâneți alături de noi pentru a afla că ancheta morților de la complexul energetic Oltenia mai are până la final, dar companiile implicate primesc în continuare bani și transportă pe colegii muncitorilor uciși la începutul anului ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Prezentăm legăturile politice din spatele tragediei. Trecem repede în revistă un contract pe care poliția română l-a semnat cu o firmă care a fost amendată de Consiliul Concurenței și vedem cum au modificat bugetarii de la Registrul Comerțului un contract pe care abia îl semnaseră. Piesele de rezistență apar abia la final. Analizăm contractul pe care denunțătorul lui Dumitru Buzatu l-a primit de la Consiliul Județean Vaslui după flagrantul procurorilor. Tot la final vă prezentăm și știrea pe care nu o să o vedeți în altă parte. Procurorii au arestat un afacerist asociat cu doi ofițeri de top din instituțiile de forță din România. Informația a fost ascunsă în totalitate, dar vă prezentăm istoria unor afaceri în care statul a plătit zeci de milioane de lei unor companii care aveau nume asemănătoare și datorii spectaculoase la ANAF. Rămâneți până la final să vedeți cum participau la licitații publice de cei fiscul le căuta pentru un prejudiciu de 10 milioane de euro. Pentru început mergem la campionii achizițiilor publice, trecem în revistă firme care semnează contract după contract, fără să participe la nicio licitație. Este vorba despre companii care în mod miraculos reușesc să urce în sistemul public de achiziții, exact ceea ce peste scurt timp un bugetar urmează să caute. Afaceristul care a adus în Iași prima limuzină Maybach este campion al contractelor pe bani publici. Peste 3.300 de înțelegeri comerciale fără licitație a parafat firma lui Marius Petrariu în ultimii 5 ani de zile. Interesant este faptul că SRL-ul este înregistrat în sistemul de achiziții publice, atât ca ofertant cât și ca autoritate contractantă. Asta înseamnă că firma poate să acceseze ofertele concurenței în orice moment. PIM SRL are sediul într-o clădire obosită din periferia Iașului. Asta nu a încurcat compania să încheie peste 3.300 de contracte cu autorități publice fără să facă niciun fel de licitație. Centrul Cultural din Vaslui, Editura Junimea sau Primăria Municipiului Iași s-au înghesuit să plătească facturile emise de firma lui Petrariu. Acesta este primul posesor al unei limuzine de lux Maybach și a mai intrat în atenția presei cu anumite construcții ridicate în capitala Moldovei. La fel ca și alți patroni care încasează fără să participe la licitații, Petrariu pare să comunice prin telepatie cu funcționarii care îi acordă contractele. Așa se face că pe 22 august 2023, el a intuit faptul că cineva dorește să tipărească un album cu 100 de locuri care pot să fie vizitate în Iași. La ora 12:26 de minute a urcat în sistemul de achiziții o ofertă în acest sens. 3 minute mai târziu, Petrariu s-a gândit că ar fi indicat să ofere doritorilor și un album cu 50 de locuri care pot să fie vizitate în Iași. În mai puțin de 3 ore s-a dovedit că patronul de la PIM SRL avea dreptate. Primăria din oraș chiar dorea două astfel de albume și a acordat ambele contracte fără niciun fel de licitație.